Sunt cozi interminabile la ieșirea din țară către Ucraina pe la Vama Siret. Câte 15 ore sunt nevoiți să aștepte șoferii care vor să treacă în țara vecină, fie pentru a prelua marfă, fie pentru a transporta diverse produse. Benzile care duc către Vama Siret sunt ocupate în totalitate de tiruri, astfel că traficul pentru mașinile mici a fost deviat pe o altă rută. Coada de tiruri la ieșirea din România către Ucraina prin Vama Siret a ajuns zilele acestea la 15 km, după ce un flux imens de camioane s-a îndreptat către punctul de trecere din nordul țării. Asta s-a întâmplat deoarece portul Constanța, dar și altele de la Marea Neagră, nu mai au capacitatea de a primi cerealele pe care ucrainenii vor să le exporte de urgență. În momentul de față, vorbim despre un flux masiv de camioane, atât pe sensul de intrare, cât și pe cel de ieșire, prin punctul de trecere a frontierei Siret. Timpii de așteptare sunt de 120 de minute pe sensul de intrare, iar pe sensul de ieșire, 900 de minute. Motivul numărului mare de camioane îl reprezintă reconfigurarea traseului transportatorilor de marfă din Ucraina înspre România. La coadă așteaptă în principal tiruri care vor aduce ulterior cereale către România, Turcia sau Bulgaria. Asta se întâmplă deoarece singura cale de tranzit dintre aceste țări și Ucraina a rămas cea terestră. Sunt de asemenea și o mulțime de șoferi care vor duce către țara vecină ajutoare umanitare și cisterne cu gaz sau motorină. Sutele de șoferi români, ucraineni, bulgari și turci care așteaptă să treacă vama sunt extrem de nemulțumiți de situație. Mâncarea este aproape de a li se termina și nimeni nu le dă nicio explicație pentru blocajul creat. 18 ore și aici nu se merge vama, posibil problem unde, nu știu unde. România, vama problem, e Ucraina. Serios, asta nu e normal. Nu este parking, pe drumul se stau, posibil 6 ore se stau, merge 10 metri, a diagramă, mare problemă. Așteptăm două zile și nu știu de ce așteptăm două zile. Aici nu se mișcă nimică și așteptăm. Nu vi s-a transmis care e problema, nu a venit nimeni să vă spună? Nu. Au trecut două fetele și cu apă, mâncare ceva și asta. N-are cine să spune care-i baiul, de ce nu merge. Deși controlul în vamă nu durează foarte mult, fluxul este prea mare pentru ca grănicerii să-i poată face față și nu sunt nici îndeajuns de multe puncte de trecere pentru camioane.